stă înaintea mea și înaintea dumneavoastră un al doilea fel de mâncare care Dumnezeu l-a pregătit pentru sufletele noastre. Unul are mai multe ingrediente în el, altul mai puține. În această zi vreau să mă ocup în mod special de versetul de aur care se găsește scris în Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Am cântat cântări în care eram îndemnat pe mesajul cântărilor. Nu te îndoi, ci crede. O altă cântare era Eu sunt cu tine în necaz. Toate cântările mesajelor, în mare parte, ne-au îndemnat să ne încredem în Domnul. E adevărat, s-a vorbit despre pocăință și este bună pocăința. Și pasul următor a fost, prin mesajul cântărilor, să ne încredem în Domnul. Stăm înaintea Domnului, ne pocăim, ne proștenem înaintea Lui, ne recunoaștem starea noastră și să ne încredem în El. Mai departe, nu numai stând aici, și ieșim de aici, să rămânem încredințați că Domnul este Cel care ne dă putere să vii să fie numele Lui. Prima parte a versetului spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Să ne încredem în Domnul. De ce să ne încredem în Domnul? Pentru că El este Cel care ne-a iubit, ne iubește. El este Cel care ne-a purtat în car de grință și ne poartă, lăudat să fie numele Lui. Ne ascultă rugăciunile. Ia aminte la cererile noastre. El este Tatăl nostru Cel Ceresc. Și se merită să ne încredem în El. A doua parte a versetului spune și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și aici aș vrea să zăbovim puțin când este vorba despre înțelepciune și aș vrea să dau citire la versetele acestea în care eu mă regăsesc. Mă regăsesc, sunt versete care sunt spuse de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2. Începând cu primul verset, voi da citire și am să vă spun cu aceea unde mă regăsesc eu. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stă în vorbire înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Mă regăsesc în cuvintele lăsate de Pavel pe paginile Sfintelor Scripturi, slab, puțină frică, și cu tremur. De fiecare dată când mă ridic înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului, simt stările acestea. Nu pot să fiu oricum. Nu pot să vorbesc oricum. Și nu pot să stau oricum înaintea dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Dumnezeu să fie acela care să ne dea înțelepciune și pricepere. Să știm cum să stăm în prezența Lui. În prezența lui Dumnezeu nu putem sta oricum. Mi-aduc aminte când am vrut să mă angajez. Când m-am dus în fața directorului, tremuram tot. Nu știam dacă îmi aprobă cererea sau nu îmi aprobă cererea. Când stăteam în prezența lui, mă cuprindea așa o stare, mă copleșeam. În fața unui nou om, care cu o anumită stare, un anumit nivel, nu? O anumită treaptă a societății mai sus. Cu cât mai mult noi când stăm în prezența Domnului, ar trebui să fim într-o stare în care să fim conștienți că Dumnezeu este bun, este drept. Dar spune cuvântul că El este și un foc mistuitor. Cum să stăm în prezența lui Dumnezeu? Să zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere. Spune cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește despre înțelepciune. Câteva versete mai sus spune iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduit pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați să fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Vorbind despre înțelepciune,
Din punct de vedere, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că înțelepciunea are două surse. Ori vine de sus, ori este una de pe fireastră, cum spune și cuvântul lui Dumnezeu. Este de pe pământ. Mulți poate ne condamnă și am auzit de atâtea ori. Cum le faci mâncare la 13 copii? Voi cum mâncați? Voi cum vă îmbrăcați? Se miră tot. Cum? Este vorba de o înțelepciune pe care numai Dumnezeu o dă. O înțelepciune care ne face în lumea aceasta să fim deasupra tuturor problemelor, încercărilor și asupra tuturor celor care cred că știu și se miră. Mie nu este greu cu unul, dar ție cu atâția cum îți este. Dumnezeu este Cel ce dă înțelepciune. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Versetul 6 spune ceea ce propovăduim noi, totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu o înțelepciune, ce spune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Iată ce facem noi. Noi propovăduim pe Dumnezeu. Propovăduim ceea ce El ne-a lăsat nou pe pagina Sfintelor Scripturi. Frații mei, așa cum spuneam, înțelepciunea aceasta este de două, se alimentează de două surse. Una de sus și una de jos. Și haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Iacob, capitolul 3, un cuvânt pe care îl știm cu toții, capitolul 3, versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. O înțelepciune care iese de pe pământ. Și dacă ne uităm la caracteristicile acestei înțelepciuni, putem vedea, așa cum am citit, pisma mare, invidie, duc de ceartă. Sunt oameni care se laudă cu ceea ce au realizat ei, cu ceea ce au atins ei, ca și statutul lor în societate. Sunt oameni care sunt în stare să mintă împotriva adevărului. Numai El să fie deasupra. În versetul 17, o înțelepciune care are sursa și vine de sus, ne spune cuvântul, înțelepciunea care vine de sus este întâi ușor de înduplecat, plină de îndurare. Este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Caracteristicile unui om înțelept. Un om care primește înțelepciune de la Dumnezeu. Dacă ne uităm la aceste caracteristici, de ce este curată? Pentru că Dumnezeu spune cuvântul că este sfânt. Cine e sfânt, să se sfințească. Spune, apoi este pașnică. Dumnezeu este Cel ce ne binecuvintează cu pacea Lui. Suntem plini de pace. Pentru că Dumnezeu ne dă înțelepciune și știm cum să facem față problemelor care vin în încercărilor. Este blândă, ușor de înduplecat. Și dacă ne gândim și ne ducem în Galateni, vedem că în roada Duhului este vorba de blândețe. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă ne oprim pe pagina Sfintelor Scripturi și ne uităm în Isaia, în capitolul 33,
Să vedeți ce cuvânt minunat. Cuvânt care ne face să înțelegem Isaia 33, versetul 6. A doua parte a versetului spune că înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului, slăvit să fie Domnul. Amen. Dacă dorim să fim niște oameni înțelepți, să fim niște oameni pricepuți, trebuie să ne temem de Domnul și să căutăm acest izvor de mântuire. Cred că cu toții dorim ca sfârșitul alergării noastre să fie unul care să ne dea direcție. Sfârșitul alergării noastre să fie unul care să intrăm în bucuria Tatălui Ceresc. Amin, ajută. Să putem să fim mântuiți, să avem parte de mântuire. Și dacă dorim lucrul acesta, noi trebuie în zilele noastre, în umblarea noastră pe acest pământ, să căutăm, să fim înțelepți și pricepuți. Înțelepciunea și priceperea, le spune cuvântul conform ceea ce este scris în 2 Timotei 3:5-15. Spune cuvântul astfel. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Unde găsim înțelepciune? Pe paginile Sfintelor Scripturi. Nu numai aici, noi trebuie să o și punem în practică. Practicând ceea ce citim. Este de prisos să fim niște oameni înțelepți. Este de prisos ca să dorim să fim niște oameni plini de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și haideți să vedem ce spune cuvântul și în această direcție. În Proverbe, în capitolul 8, versetul 11. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Dacă vreți să fiți bogați în lumea aceasta, căutați să fiți niște oameni înțelepți. Spune cuvântul că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Doamne, îmbracă-ne cu acest Duh care să fie peste noi neîncetat în umblarea noastră pe acest pământ. Să avem frica aceasta de Domnul, necurmat înaintea ochilor. Să ne fie frică de Domnul când deschidem gura. Să ne fie frică de Domnul când ne uităm cu ochii noștri, unde nu trebuie. Să ne fie frică de Domnul când lăsăm ca gândurile noastre să umble unde nu trebuie. Un alt verset care aș vrea să-l citim, capitolul 16:22. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. Aș vrea să dorim neîncetat să rugăm pe Domnul să ne îmbrace și să ne dea această înțelepciune. Amin. Să fim plini de viață. Amin. Un alt lucru, în 24, în Proverbe, versetul 14, tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Iată că cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne arată că înțelepciunea este de mare valoare. Înțelepciunea care vine de sus este de mare valoare pentru sufletul nostru. Și dacă cădem în deznădejde, dacă mi se pare că bătem pasul pe loc și nu mai vedem nimic înainte, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor. Și nu ți se va tăia nădejdea. Doamne, mărește-ne credința, nădejdea în tine. Dacă ne uităm puțin și în Eclesiastru,
și acolo, în capitolul 7 cu 11 sau 7 cu 19, iar se vorbește foarte mult despre înțelepciune. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea putere, dorință în inimă, să căutăm înțelepciune. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteși care sunt într-o cetate. Iată ce putem să fim noi. O altă întrebare care, gândindu-mă la acest verset minunat, versetul de aur, nu te biciui pe înțelepciunea ta. Noi toți dorim să fim mântuiți. Noi toți dorim. De aceea și venim aici. De aceea și dorim să stăm în prezența Domnului, împărtășim unii cu alții. Ascultăm cuvântul, îl citim, ne bucurăm în cântare. Noi toți dorim lucrul acesta. Și haideți să luăm aminte la ceea ce ne spune cuvântul. În primul rând, să luăm aminte la cuvântul care a fost citit astăzi, versetul de aur. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Trebuie să ne credem în Domnul. Și să nu ne pizuim niciodată pe înțelepciunea noastră. Un al doilea lucru pe care ne îndeamnă Scriptura, îl găsim scris în Proverbe 23:23. Ne spune cuvântul, cumpără adevărul și nu-l vinde. Și aici ne spune, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Ce să facem într-o vreme ca aceasta? Să cumpărăm. Să cumpărăm adevărul și să nu-l vinde. Un alt lucru care îl găsim pe pagina Sfintelor Scripturi, este în Iacov, în capitolul 1, versetul 5. Dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Amin. Frații mei, știm că înțelepciunea este de două feluri. De sus sau de pe pământ. Înțelepciunea aceasta este o comoară pentru cei care o au. Am citit câteva din mulțimea de versete care se referă la înțelepciune. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea putere, să căutăm neîncetat, să ne asemănăm cu El. Pentru că de la El vin toate. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și ultimul gând cu care vreau să închei este acesta. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea socială, socială de la Dumnezeu, și să se încreadă, și să îl creadă pe Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care o va da cu mână largă, așa spune cuvântul. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea putere în umblarea noastră pe acest pământ, să fim înțelepți în vorbire, în purtare, în tot ceea ce vom face noi, în activitatea vieților noastre, se vadă înțelepciune. Și fie ca în toate, Dumnezeu să fie înălțat. Amin. Amin.